bună ziua și bine v-am găsit la un nou, m-am auzit piu, gata, m-am activat. Exact. Era așa tristă înainte și acum... Social media versus real life. Da. Deci, cum vă simțiți în această zi minunată? Minunat. În sfârșit, după 3 luni, 4 luni, 7 ani, mă rog. Tot. Ce stau așa, nu? Exact. Da, e foarte frumos, ne place. Un pic tremură grisinele, dar e ok. Înțeles când tremură grăsimile. Păi alea tremură de acu care... Da. Sunt culițată. Da, neantrenată sau chinuită. E acolo în față. Lume. Da. E multă lume la dată. Multă. Aveți de verdele, domnule. Păi nici nu mă mai deosebește. Da, tu și pădurea. Te pui lângă... Mă pierzi pe aici, pe traseu. Te pui lângă frunze, ești incognito, așa. Exact. Dacă vrei să faci unuia pană, te bagi între frunze și arunci un băț. Piatra aia care a sărit la val în cadru, cred că tu ai aruncat-o. Era aia ascunsă în boschet. În ferige aici. Mă rog, astea deja sunt uscate, săracele. Ea încă e proaspătă. Pătură. Da? Eu mi-am terminat speech-ul. Păi eu nu mai am ce să mai zic, a vorbit fata asta destul. Poate e 12 și 12. A făcut intro-ul și e de ajuns, că după aia vă plictisiți, nu de alta. Dar în sfârșit am luat-o și pe panseluță la munte. De fapt eu am luat-o, că eu am condus până aici. Dar da, m-a luat. Și mergem să ne mai dăm. Vedem ce facem astăzi. Să bem o suculeță acum. E foarte frumii. Ce a ajuns salvamontul? Sunt 30 de grade. Hai salvamontul să ne dăm. Salvamontul la... Extraordinar de mulți biker astăzi. Hai mă, pe unde loc? Party laps. Păi, se la poate, fel. Dăm pe roșu sau hai, dăm gata, pe... Hai, gata, dăm. Dați. Pane! Ștefan a căzut? Ești ok? Nu știu să mă ce astăzi. Carnagiu! Party laps! Varianta Poiana Brașov! De ce s-a oprit toată lumea? De ce v-ați oprit? A, ce drăguț! În dreapta este închis, așa că pentru mentenanță. Așa că o luăm pe aici, frumos. Un traseu, opa, simpaticel. Ui, mă rog, nu e chiar traseu, e pur și simplu o variantă ocolitoare. Ui, rom. Puh. Opa. Aici trebuie să te uiți. Oh. Au mai făcut mentenanță la trasee, în special la Blue. Și aici, la jumpurile astea, le-au mai schimbat puțin. Hello. Wow. Ce dor. Mi era de contrapantele astea frumoase. Și aici încetinim frumos. Oh, leu, maica mea, să mă bată mama. Continuăm pe roșu. Aba. Câlu over. Mamă, ce s-a spart, frate! Incredibil! Exact! Am uitat ce distractiv este, deși s-a spart și traseul ăsta. Opa, opa, opa! A fost fain jump-ul ăsta.
suntem gașca mare aici la Postăvaru pentru că este poate ultima zi din sezon cu 30 de grade pentru că vine ciclonul Ashley de mâine. Uleu, ce era asta? Să rămână, să rămână! Ia, Paris! Bă, ia uite! A băgat motorașul! Și am intrat pe Respawn să mai schimbăm puțin traseele. E prima dată anul ăsta pe traseul ăsta. Nici nu mai știu cum e. Aoleu! Am uitat toate liniile. Opa. Știu că sunt niște off-camere pe aici, dar o luăm așa ușor ușor pentru că după cum ziceam, nu-l mai cunosc deloc. Nici n-am fost cu bicicleta asta pe traseul ăsta. Eram cu cealaltă bicicletă cu o cursă mai mică. Woo! Așa, aici frumos, facem dreapta, hopa! Opa! Mamă, cât a off-camber-ul! Frumos! Aici o mai lăsăm să curgă. Asta este un traseu de la primărie. Hopa! Hopa! Tehnic rău respawn-ul ăsta. Foarte multe pietre, pietroaie, foarte multe rădăcini. Dacă n-ar fi pietrele astea, ar fi mult mai ok. Oleu, oleu! Mamă! Pam, pam, pam! Aici slow, dar de ce? Ah, da, avem aici un topogan. Hopa! Vai de viața mea! Hopa! Opa! Era să mă duc în copacul ăla. Am terminat primăria. Doamne! Astăzi este și deschiderea NH Express, un traseu de flow cu multe jumpuri, cum n-ați mai văzut în România. Am înțeles că ar fi lucrat și băieții care fac jumpurile de la Rampage. Și am venit și noi să le vedem. Sunt destul de mari, foarte mari. Practic sunt cele mai mari, dar cele mai faine rampe din România.
Și acum s-a deschis tot traseul. Hai să mergem să vedem și noi despre ce este vorba. Mulțumim! Așa. Mamă, cât de mari sunt! That's what she said. Ok, trebuie să mă obișnuiesc cu ele. Oleu! Ma! Te-ai pus pe o pică. Mamă, ce ciudată este asta. Opa. Asta a fost partea care a fost deschisă. Și asta e noua parte. Așa că să vedem ce... cum este continuarea. Asta este a doua parte care s-a deschis astăzi. Și facem un pic de track walk, pentru că pe asta nu o cunoaște nimeni, partea asta. Aici avem un jump imens. Wow. Mamă, cât aia e, frate. Da, frate. Pe cameră sigur nu se vede cât de abrupt este, cât de mare este rampa. Vlog, vlog. Exact. Radu Segal, subscribe. Exact. Why? Why, de capul meu. Incredibil. Nu știu, mi se pare incredibil să văd asta în real life, în România. Sincer. Doamna vă filmează. Da, e foarte amuzant. Da, incredibil. Am crezut că prima parte este grea și că rampele sunt mari, dar nu. Ce văd aici, asta e începutul de la a doua parte. Începutul sfârșitului. Exact, începutul sfârșitului. Asta e doar începutul de la a doua parte și mi se pare wow. Incredibil, frate, câtă muncă aici. Da-i, Andy! Iu! Uai, cât de perfecte sunt contrapantele astea! Ui, Doamne! Deci pe cavernă nu cred că realizați cât de perfecte sunt rampele astea. Wow! Nu. Ia. Asta e Mark, cred. Da. Wow. Ui. Cum se aude roata aia, trebuie să fac să facă... E fix ASMR. ASMR pentru bicicliști. Deci, de pe contrapanta asta aș mânca, efectiv. Arată atât de perfect. Cum e la chestia acum? Nice. Nu uite! Păi ce ai făcut? Hai mă, Jvan! Ce ai făcut? Hai făcut Spania! Bani, Spania, Jvan! Uii! 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 N-am mai avut viteză. Și-a dat din wow. Mamă, și-a dat cu ea de pământ! Cam asta a fost ziua. Foarte, foarte fain traseul ăsta NH Express. Extraordinar câtă muncă a fost aici și nu știu, nu am cuvinte pentru ceea ce au făcut. Nu pot să cred că în România avem astfel de un traseu de genul. Și prima parte pe care am dat-o și eu, adică partea asta de aici, care este practic partea de început. Spune, e mai accesibilă dacă știi cât de cât să stai pe bicicletă, cât de cât să știi să sari, ușor, ușor poți să înveți să
dai transfer la jumpurile astea. Dar și eu mai am mult de muncă până acolo. Trebuie să vin aici să le dau de 100.000 de ori până să pot să le dau transfer. Dar oricum, ceea ce vreau să vă zic este că este total diferit față de ce ați experimentat până acum în România. Nu are nicio legătură cu ce a fost până acum în România. Și următoarea parte e doar pentru avansați, gen acolo sunt niște jumpuri efectiv imense. Dar oricum o să am descoperit după această zi că mai avem multe de învățat și trebuie să venim mai des să ne dăm. Da, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare, ca de obicei, stay active. Pa.